pentru toți telespectatorii care se uită la emisiunea noastră. Ce credeți că avem? Niște bere rece și avem și un teo roz alături de noi. Un roze. Avem un roze. Unde, unde e, mă, bere? Asta vreau să mă, păi e bere. Ți-am povestit mai devreme colegul meu, Andrei Dobrogea, că s-a dus la lansarea voastră cu 24 de ani când ați luat ființă, pentru că a găsit un plian pe care scria bere gratis. Și omul s-a dus, a crezut că e chiar bere gratis. Mai adește, bă, s-a dus la artiștii mari. S-a dus la artiștii mari. Deci bere gratis și teo roz, oameni buni, au o piesă împreună, se numește Ziua ta. Da. Ziua ta, da. Ziua ta. Da. Deci tu câți ani ai, Teo? 24. Deci tu când te-ai născut, ei s-au înființat trupa. S-au lansat. Și eu am invers. Am înțeles. Deci el are invers. Adică 42 de ani ai? Da, da. 42 de ani? N-ar zis, mă, Miță, serios. Ai văzut pe asta, meu, asta, pe de-aia ți-am zis. N-arăți, pe cuvântul meu, chiar te ții bine. Chiar n-arată. Dar ce-mi place chestia... Mă mândresc cu el. Da, exact, ce-mi place chestia asta, știi? Adică, bă, eu atunci mă nasc și atunci trupa cu care o să cânt eu când o să am 24 de ani, pornește în viață. Oricum. Și mai mult de atât, familia mea mare fan. Bere gratis. Dăm voie să-l salut pe stimatul tău tată, pe mama ta minunată, care sper că se uite pe Pro TV și nu pe alte site-uri acum. Păi nu mai îndrăznesc, și pe, săraci. Și pe, și pe sora ta. Greta, să știi că la trezorul ăsta din față suntem cu susul în jos. Nu-mi dau seama de ce, dar... Mie stă bine și așa. Mie asta vreau să zic și eu zic, bă, ce s-a întâmplat? Cine știe ce poveste? Auzi că am ascultat mai devreme o chestie interesantă de la domnul Vigelie, știi, cu ceva, cu banii, cu nu știu, noi ne-am dus la o nuntă și după prima repriză, oamenii ăia luaseră o repriză, formația Bere Gratis, am cântat, nu știu, și după aia s-a așezat la masă, ne-am pupat, autografe, poze și zice, uitați, zice, noi avem scris pe verghete versurile voastre. Nu cred. Da, eu nu am să te las, avea unul și celălalt să nu mă lași nici tu. M-am uitat la băieți așa și cine mai cântă aici? Păi nu mai cântă nimeni, că atâta a fost. Bine, hai băieții sus pe scenă încă o repriză. Ce de tare, ce fain. Apropo deci de... oamenii aveau pe verighetă el un vers, ia un vers, continuarea. Da. Asta e admirația și, aia mare. Da. Și, noi, da, și noi am avut admirația aia și nu ne-au dat 50, nu ne-au mai dat nimic, așa am mai cântat o repriză. Cam asta e operațiunea. Da, am înțeles, foarte frumos. Teo, și acum, practic, tu cânti pe piesa băieților de la Bere Gratis. Da, clar. Și am fost foarte fericită și surprins așa puțin de faptul că s-au gândit tocmai la mine, pentru colaborarea asta, mă mândresc cu ea și sper tu fiind că... mare fan holograf, știi, adică da. Uite, numai să bage strâmbe. Cine? Vreau să ne despartă. Așa e, bă, exact. Păi de aia. Nici n-am început bine, mă, și e ceva. Te-ai mai împlinit, ce voiam să zic, da? Îți mulțumesc mult, deci asta e simpatică, televizorul îngrașă cu 5 kg. La tine nu se vede. Și pâine. Prank. Și pâine, îngrașai dreptate. Bun, Miță, ca să nu ne pierdem cu timp. Tu ai mai vorbit, ce mai face Delia? Da. Să știi că e bine, e bine. Cântăm Ziua ta? Ziua ta, da. Ziua ta, oameni buni. Bere Gratis, Teo Roz cântă. Căutați piesa pe YouTube, găsiți videoclipul. Sunt niște artiști senzaționali și merită să-i ascultați. Să lăsați un comentariu pe YouTube și să faci ca piesa asta să ajungă cât mai sus în trending și la cât mai multă lume. Vă mulțumesc mult că ați venit. Cu drag. Vă lăsăm să cântați. Mulțumim. Și acum 24 de ani, băieți, unii dintre voi n-aveați părul alb. Mă rog, asta e viața. Ne vedem mâine la ora 3. Până atunci, seară faină! Ți-am zis că dragostea e un cerc închis, o închisoare în paradis. La fix când te-am atins și zbor și cade sus și cad în gol, doar tu ești turnul de control. Din viața mea de călător și nu uita că ziua ta e în orice zi din viața mea. Și nu uita că ziua ta e când iubești pe cineva. Și nu uita
și nu uităm.